Vă salut, dragi prieteni, am o întrebare. Câți bani investești tu în sănătatea ta personală ca să fii sănătos? Când ajunge timpul că tu nu te simți bine, atunci te gândești tu. Și una îți mai spun, detoxificarea organismului tău și deparazitarea organismului tău foarte mult contează pentru tine. Și știu că da, tu investești în căs cu 3 etaje, palate, castele, mașini cât mai luxoase. Dar de ce tu nu investești într-o așa o carte? Să citești ceva, să înveți ceva nou. De ce tu nu investești în tine? Și am o întrebare. Să ai în vedere că organismul tău nu este o musorcă, o gunoi, știi, care tot ce se bagă în ea, se mănâncă și se reciclează. Nu, tu trebuie să faci alegerea și să mănânci câte vitamine, să faci un sport, să ai grijă de sănătatea ta. Mintea sănătoasă într-un corp sănătos. Uneva am citit asta, îți spun și ție. Și ai grijă de sănătatea ta, investește cât mai mult bani în sănătatea ta și chiar apa care o bei tu în fiecare zi. Ieși, fă-i o expertiză. De unde iei apa aceea? De ce tu bei numai apă de aceea? Orice organismul tău prinește întrânsul, el dă în afară. De asta și ți-am spus. Investește în sănătatea ta, că e foarte important pentru tine. Dacă nu știi cum să ai grijă de organismul tău, interesează-te, sunt specialiști în domeniul dat. Chiar am eu o fată cunoscută care poate să-ți pui orice legat cu deparazitarea organismului, detoxificarea organismului. Ea e în domeniul dat și cumva ta să eu cu ea legătură și a să învăț și eu mai multe de la dânsa. Vă doresc o zi bună, sănătate, aveți grijă de corpul dumneavoastră și în primul rând, ce băgați în gură, tot timpul gândiți-vă cu capul și mâncați și cât mai multe vitamine, cât mai mult sport, cât mai mult citit, salături. Asta e doar o idee. A să vrei să ne asculți ideea mea, a să faci tot asta. N-a să vrei să asculți ideea mea, fă și vrei tu. Că toate deciziile care le iei tu îs aici la tine, brat, la tine. Vă doresc o zi bună, numai bine, sănătate, succes în toate, cât mai mult progresați în sus, că în jos nu-i prea bine, la revedere, numai bine și o minte sănătoasă într-un corp sănătos.